11 și 30 de minute, principala informație acestei ore, trei români din Italia au căzut victime unei reglări de conturi dintre două bande rivale. Un român a fost ucis cu focuri de armă și alți doi se află la spital, grav răniți. Ei au fost răniți într-un accident care s-a produs aseară într-o piață dintr-un cartier din nordul Romei. Victima este, potrivit poliției, un tânăr cu puțin peste 20 de ani care a fost împușcat în cap. Românii răniți au fost spitalizați de urgență și sunt în stare gravă. Unul dintre ei a fost împușcat în torace, celălalt în abdomen. Acostați într-o piață din apropierea unei stații de metrou, Nomentana, de un alt grup de bărbați care au deschis focul asupra lor, după ce îl obligaseră pe unul dintre ei să îngenucheze. Poliția a fost chemată la locul incidentului de un bărbat care a sunat la numărul de urgență 112 declarând că a văzut pe cineva care a împușcat un băiat și apoi a fugit. O legătură telefonică directă în acest moment cu Miruna Căjvăneanu, care este purtătorul de cuvânt al Partidului Identității Românilor din Italia. Români? Vreau să precizez că încă nu sunt confirmări oficiale că ar fi vorba despre cetățenii români. Conform declarațiilor martorilor care au asistat la acest macel, ar fi vorba de cetățeni români, dar încă nu avem confirmarea. Am avut ocazia să vorbesc chiar cu unul din oficialii de la carabinieri care nu au zona respectivă în jurul orelor la care s-a petrecut acest eveniment, deci aproape de ora 23:30 ora locală. Deci e vorba de un pasaj subteran care este prezentat în general de persoane fără adăpost, de delinvenți, chiar de traficanți, deci toată dinamica este încă de clarificat. Cei doi răniți oricum sunt acum în condiții grave la drepții Sandro Pertini. Doamna Căjvăneanu, știm însă că cele două victime sunt români și atunci cele două victime care sunt acum, e vorba de răniți. Eu nu vă pot confirma acest lucru chiar după conversațiile pe care le-am avut. Deci nu vă pot confirma nici sursa principală care a citat de la Republica nu menționează cu siguranță că ar fi vorba despre români. Doamna Căjvăneanu, haideți să ne vorbiți puțin despre cartierul care s-a trecut, dar ar fi vorba despre execuție, cel puțin în română care a fost Ideea este, doamna Căjvăneanu, să ne ajutați să înțelegem, pentru că vă aflați acolo și cunoașteți bine repartizările românilor în diferite cartiere din diverse orașe. Vorbim despre un cartier din nordul Romei, este un cartier populat cu români? Este un cartier, se cheamă cartier africană, Nomentana, dar vă spun cum aceste lucruri de gen pe cap avea subterane în care noaptea în special vedea ca de totul persoane care în timpul zilei se zice în cerșesc, este doar oricum în care se vede cum prostituate, trafic de droguri și așa mai departe. Miruna Căjvăneanu, vom reveni cu dumneavoastră de îndată ce se vor confirma informațiile, reamintind din informațiile deținute până în acest moment de corespondentul meu. Și care a fost confirmat de iată. Deci am fost confirmat, iar la cine este codra mergele, deci repartul care se supă în sensiv cu cadrele mai grave, pe cadrele poliției de stat italiane. Și pare că a fost o execuție, dar nu există nici de această dată confirmare oficială, având în vedere că în fiecare sunt curs. Incidentul a avut